agonie, la extaz în câteva minute? Da, din păcate când luăm gol în ultimul minut, așa se întâmplă mereu. Suferim și, din păcate, asta doare mai tare că e în ultimul minut. Cum te-ai simțit în acel moment cu penaltiul, cu 30.000 de copii în spate? Emoționant. Simțeam că dau gol, de-am și luat mingea și din păcate am ratat. Mai sunt și momente de astea, mi-asum responsabilitatea pentru că fiecare atacant poate să rateze un penalti și cred că trebuie să trece peste momentele astea. E adevărat că Stanciu era cel desemnat să bată penaltiul? Da, 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 el era inițial, am vorbit cu el, am luat mingea, mi-am asumat responsabilitatea să bat, mi-asum și acum că am ratat și asta a fost. Per total, după aceste două meciuri, cu ce rămânem? Cu ce să rămânem? Ne rămâne decât să ne uităm la următorul meci, să fim concentrați, să dăm totul și să batem. Asta ne-a mai rămas. Ne așteptam să ne ajute Spania mai mult, totuși. Toată lumea s-a așteptat, dar nu trebuie să stăm în... Cred că nu trebuie să stăm în echipe. Dacă noi băteam sau dacă noi batem, cred că eram la mâna noastră. Dar, din păcate, asta a fost și trebuie să continuăm să mergem mai departe. Superbă. Le mulțumim și au făcut sacrificii să vină de peste tot. Incredibil. Au făcut o gălăgie incredibilă. Vă dați seama ce frumos a fost. Este totuși favorită să se califice în fața noastră, ținând cont de meciul facil pe care îl vor avea în ultima etapă? Nu știu dacă e favorită. Vreau să mă gândesc la meciul cu ei, să-i batem și să vedem ce se întâmplă luna viitoare. După ce a ratat penaltiul, selecționerul a avut o ieșire grosolană la adresa ta. Fă puncte, puncte, morții, mătii, pușcași. Nu știu. Probabil de la nervi. Era presiunea prea mare. Asta se întâmplă în fotbal și trebuie să mergem mai departe. Dan Petrescu, pentru astfel de reacție, a fost suspendat destul de drastic. Ți se pare normal astfel de ieșire a antrenorilor la adresa voastră, a jucătorilor? Nu știu, nu mă întrebați, n-am mai avut de-a face cu așa ceva, dar cred că misterul de la tensiune și de la presiune probabil de a reacționat așa. Dar ți se pare normal astfel de ieșiri ale unui antrenor la adresa jucătorilor? Nu pot să-ți răspund la asta pentru că nu știu ce mi se pare normal. Trebuie să mă concentrez pe teren și ce am de făcut. Mersi. Ok, meciul s-a terminat. Bănuiesc că acum pot să iei o decizie. La revedere!